Bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Brawl Stars. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că v-a plăcut episodul anterior și hai să strângem și la acest episod cât mai multe like-uri. Hai să ne mai lungim și să începem. Ne uităm rapid ce avem prin shop. Luăm asta free, ok? 4 punctulețe free pe Jesse. 8, ok. Mai uitam eu unde nu trebuia. Pe altcineva nu ne mai trebuie, bun. Acum, am făcut 700 și ceva de trofee. O să vă explic imediat care e partea cu clanul. Intrăm aici la social, la club. Vedeți că suntem 98 din 100. Ideea e în felul următor. Duminică dimineață vreau să fac un live. E cineva aici cu două zile? Am văzut pe cineva două zile? Îmi pare rău, dude. La revedere. Nu contează neapărat să joci, măcar să... Eu zic că în două zile poți intra să dai măcar un match să-ți apară aici. Bă, a fost activ și așa. Deci dacă aveți deja 2-3 zile inactivitate și nu-mi lăsați niciun mesaj în privat pe Discord sau așa, na, bă, uite-ți plecat, nu intru, sau măcar și dacă sunteți plecați, să intrați și stați câteva minute, s-o pus, bă, a intrat, a făcut nu știu ce, gata, a fost activ, de ce aia toată chestia. Și hai să vă explic puțin cum stă treaba cu clubul, pentru că v-am zis că vreau să-l țin în top 10, deci cam asta ar fi, suntem deja în top 10, bine, o să ne întreacă băieții că vă că joacă destul de mult, dar ideea este în felul următor că... Ce o să fac eu cu clanul ăsta, v-am zis vreau să rămân în top 10 și am pus required 1000. Cine nu face până sâmbătă seară 1000, eu duminică dimineața o să fac un live în care o să joc și cu abonații, dar o să fac ordine în clan. Eu o să am 1000 până în momentul ăla, dar cine până duminică dimineață nu va avea 1000, o să fie scos afară din club. Cam asta ar fi toată chestia, pentru că se face foarte rapid, că deja am, gândiți-vă, 700 și ceva și... V-am zis, dacă nu o să jucați, practic, o să dau forma deoarece mai zis, vreau să rămână în top clanul și hai să ne mai lungim. Cine nu are 1000 până duminică dimineață, out, că mai ar fi toată chestia și hai să deschidem primul nostru Big Box. 61 de coinuri, power pe Barley, Panita și 3 tickets event. Ok, 3 tichete. Așteptăm mult de la un Big Box, o să deschidem și 4 Brawl Box-uri din astea. Și o să le strâng pentru când îmi pică un alt campion. De asta nu vreau să le deschid pe toate 9, plus că vreau să filmez și în avans. Bine, nimic special. Hai mă, dă ceva bun. Ăla-i el primo, așa-i. Oho, l-am primit pe Văruțu. Gata, zic că îmi dă niște puncte pe Văruțu. Nu mi-a dat puncte pe Văruțu, aia. Dar l-am primit pe Văruțu, fraților. Nu din Big Boss, dintr-un Brawl Box, dar îi ok. Hai să vedem aici la Brawler. O să-l încercăm pe Văruțu. Ce avem noi aici, ok, 30 de gemuri, 80 de gemuri. Îl luăm pe Văruțu și o să jucăm cu Văruțu la Showdown. Că e foarte bun Văruțu la apropiere, da? Hai că jucăm cu Văruțu să-l încercăm. Deci, boys, primul nostru Big Box. Și ne pica și Văruțu dintr-un Brawl Box, ceea ce e super, super ok, bun. Ok. Hai că am spart. Hai să vedem ce zic băieții. Ho-ho, uite-l pe precinul nostru, pe Niță. Bine, voi mergeți să-i zic... Să-i zic Nită, că așa-l cheamă. Dar schema e că nu tare contează cum îl cheamă, contează că Niță sună mai bine. Și l-am spart și pe pistoler. Așa, hai să-i dăm, hai să-i dăm. Hai să ne reîncărcăm un pic. Deci e super bun ăsta la... Dar ați curios cum e mijlocul la mapa asta? Ia-ha-ha-i. Dude, e un loc cu tău naștare face asta. Oh, shit, shit, stai. Oh, o fanda. Erau doi colți. Hai că e bine și, ca să vă zic, un pont cum puteți să faceți foarte repede trofee. Dacă aveți mai mulți brawler, jucați cu fiecare până le faceți un rank 7, un rank 8 pe acolo, pentru că nu vă vor scădea trofee dacă pierdeți. Bun, hai să-l încercăm pe precinul nostru la Jam Grab. Cum e mapa la Jam Grab și vecinul dă cu bol mașina? Hai că dăm cu asta, nu dăm cu Jesse. Hai să episodul ăsta încercăm pe Văruțu, da? Deși chitaristul ăla chiar îmi place. Bun, hai să vedem, ia zi. No, stai că nu-i bine. Da, ne-o terminat.
Asta e nașpa, că dai, deci nu știu cum e sistemul de matchmaking când ăia deja au brawler nu știu de care și nu știu mai ce. Și uite cum ne-o spart Coda și Niță și Jesse și... Eu cred că ia-s full team, adică pe bune. No, că ne ducem, adică... Noi avem brawler normal, ăla are pricoșe. Că hai mă să-ți dau aici, hai. Stai că dau băieții, hai să ne facem un pic de regen. Și hai pe ei. Și uite, îmi dă și stun. Dă și stun. Nu, că îi dă. Da, de unde? Bun, o să sar pe ei acum. Când îmi vine ultimata, dar ne ducem pe... Că vă sare un cap. Boom! Și gemurile mele. Bă, nu la față, da? Am furat 5 gemuri, nu de la față. Hai ricoșe, că deja bai range-ul ăla dita mai. Tot eu trebuie să mă duc pe ei. Bă, nu la față. Nu la față. Hai că ăsta-i dau eu la față. Gata, i-am dat eu la față la ăla. Hai că da, prietenașul nostru, ultimata lui. No, și mi-a băgat tureta în față. No, ne-am dus, Noi pont să joc cu primo. Că la primul trebuie auto-aim-ul ăla. Păi, pe mama lor. Da, de unde? Da, de unde, boys? Cum să... Toți erau range player, n-aveam cum să... Bine, da, zero. Măcar am primit un start token ceva? Nu, deci se pare că trebuie să câștig. Ok, hai să vedem la haste. Ce zici băieți la haste? Protector team valuable, deci care bate mai mult. Hai să încercăm pe Văruțul și la haste. Deși Văruțul e mai mult pentru range mic, adică e bun când sare din boscheți și te pumnuiește cum nu te-ai mai, cum nu te mai pumnuit nimeni. A, Văruțul e bun aici dacă își face ultimata. A, stai că trebuie să merg pe mijloc. Salut! Kaboom! Și acum dă-i. Ce prost a dat ultima ta aia. Și acum dă-i. Da, au dat și băiatul ultimata. Oricum iau 41%, noi avem 100%, ceea ce e super, super ok. Deci e bun primul la modul ăsta de joc. Hai să facem cunoștință, bosule. Pe principiu pumnii mei minte nu are. Gata. Pe principiu pumnii mei minte nu are. Văruțul o câștiga meciul. Ok. Mai facem rank și pe Văruțul. Facem și noi puncte star token. Încet încet mai deschidem un big box. Dacă vă întrebați reward-urile astea, da, o să-l las pe episodul, pentru episodul următor, pentru că o să facem 1000, bam, bam, 1000 de trofee, hâțâți, încă un big box. Hai să-i dăm play, să mai câștigăm și noi un match, să mai farmăm niște puncte, să facem și noi 800. Nu cred că facem 800 în episodul ăsta, pentru că mai avem vreo 7 minute, ceva genul, da. Facem să fie bine, să nu fie rău. Am mutat și puțin microfonul, cât să nu mai fie atât de dese momentele alea în care mușc din microfon. Aici e bună, Jesse. Ho-ho, hai Văruțule, dar stai că Văruțul are level mare, nu-i bine. Bă, mai are spoil, că vine. Bă, vezi că dă Văruțul. Nu... Așa e, l-am spart pe Văruțul. Ăla-i. Bă, eu mă duc. Să știți că eu mă duc. Că bum, și că dă și că nu comentezi. Că dă-i. Așa. Nu numai eu, așa. Vedeți ce băieți? Ce prieteni buni am. Cum am sărit eu, cum au venit și ei. Asta înseamnă teaming, bam. Sau nu, cum... Că ne-am sincronizare, că teaming, chestii. Hai mă, mai dați o dată, că știu că mie mi-a plăcut cum au jucat băieții. Când am sărit eu, m-am dus, bam, au venit și ei pe mine, așa pam, pam, pam. Așa sincronizare, ne-am corelat mințile. Nu știu, dar ceva de genul, ok. Hai că ne-am sincronizat bine. Artificierul ăsta nu-mi tare place, bine, nu-l vedeți voi.
Brawlerul ăla, cum îl cheamă, Teddy, chestie. Ăla cu foc, poizonarul. Înrăit. Băi, nu la față. Faza e că ăsta trebuie să iasă de aici din boscheți. Așa, așa, așa. Hai că vin și o să-i dau, hai că-i dau și eu la față. Atât, atât. Ha, eu știu să dau mai bine ca tine, ha. Bă, dar nu mai gata, nu la față, da? Ah, bine. Bine a fost măcar, am trecut de 50%, aproape 50% pe ei. Îi batem imediat. 42, ho, dau băieți acolo, nu glumă, cred că o dat ultimata. Și hopa, direct pe save. Boom. Hai să batem pe ăla. Și acum dai pe save. Dai pe save cât de tare se poate. Dai pe save. Da, de unde? N-am mai reușit să dăm pe save. Oare ăla de la ei? A, s-au întors, ok. Gata, uite, match over. Asta mi se pare cel mai ușor mod de joc, sincer, să fiu, mai ales dacă l-ai pe primul, adică sare pe ei și dacă mai ales stau aia pe lângă save. Hai, play again, de ce nu? Uite, mi-a găsit și timp. Uite, tips, bine, tipsurile astea găsiți mai bune pe YouTube. Deci, chitaristul ăla, oho, stai că aia dă bine. Ideea e până să faci ultimata. După ce s-a făcut ultimata, e gata treaba. Nu la față. Ăla-i, hai. Pe chitarist direct, sau nu știu, pe cine nimerim. A, nimerit, să zicem. Bine, contează să nimerești safe, adică aici nu prea contează cine ce face, cât timp ai nimerit safe-ul. N-a pus boss. Vine acum. Oh, na. Nici n-apucă băieții să sufle. Am nimerit un timp bun. Hai, dacă vor băieții, play again din nou. Dă-i. Să nu spui că dai X. Nu, nu, dai X. Așa, așa, uite. Mi-am găsit echipă pentru episodul ăsta. Încă vreo 2-3 meciuri. Azi, mâine, hai. A, deci era Fodelan. Nu știu ce am avut și dimineață când am format un pic pe last day. Tot aceeași problemă, era bine și vecinul cu bor mașina. Gata, s-a dus băiatul. Hopa, hopa, stai că... Ăla vrea să facă șmecherii și nu-i bine. Poison, mamă, corbulețul. Hai mă pe corbu, bă. Mie nu-mi place corbul ăla. Dar bine, descurcă-te tu acolo. Băieți, băieți, țineți că mă duc, mă duc. Și mă duc. Și dăm, hai. Am să încerc ca să fac și eu ceva. Trebuie să mă duc pe... Hai că vine el primul pe ei. Ok, mi-au deschis. Corbulețul ăsta a făcut ceva pe acolo. Dar nu știu. Ei, nu m-am cu cutiile în jocul ăsta încă. Nu dai X, dai și tu. Așa, așa. Nu m-am cu cutiile, nu știu cât de rar e corbulețul ăla pe care l-au avut ei, dar... Cât timp pică din ăștia normali, e ok, pentru că dacă mă duc e fain cu chestiile astea, că te poți apropia de ei. Foarte mult. Uai, ce au prins acolo. Stai un pic. Oho, o dat ultimata varuțul. Nu cont... Aole. Am zis că-l fac, nu l-am făcut. Oricum, o, uai, dar dau ceva băieții. Vin și eu. Hai că am ratat. Da, am ratat. Bine, atunci dacă tu faci, n-a să fac și eu. Hai, unde? Unde e safe-ul? Și tărăm, tărăm, bum! S-a dus. S-a dus și pistolarul. S-a dus și safe. Hai, ultimul meci dacă mai vor băieții. Hai, ziceți băieții. Oho, mai vor.
că mai dăm, dacă mai vorbăieți, să mai câștigăm un pic. Point farming, adică, de ce nu? Sac și 1000 de trofee, bine, nu cred că fac astăzi 1000 de trofee, dar până sâmbătă sigur fac. Players found, 5, hai încă 1, 6, gata, 6 din 6. Și cine-i... Nu mai știu care e din mijloc și nu mai știu ce făcea. Dar o să vedem imediat. Ideea e că n-ar trebui să merem noi așa, dar... Hai, vă rog. Din brate să fac ultimata. Și nu cred că am reușit să-mi fac ultimata. Ba, am reușit! Oh, gata. Era nu, cred că puteam să mă duc, dar... Cât de în față posibil, cât de în față și... Tararam, tararam, boom! Da. Hai că am scos undeva la 27% din... Save. Am știu că asta încearcă banditul. Ia uite-l pe prim aici, hai să-i dăm. Nu-l lăsa. Așa, l-am prins la colț. Nu l-am lăsat. Mamă, exact pe mine o dat tăți. Am înțeles, ea aia cu bănuții. Uai, nu. Țineți acolo, băieții, că vin acum. O dat ultima ta aia. Ideea aici, cred că și să ai și range și tank, că mai e toată chestia. Minus 1. Cred că atât o să fie până în restul ăsta. Totuși am făcut 759 de trofee și am făcut încă un Brawl Box. Deci e super, super ok. Oricum, count ar fi și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Până atunci, auziți și voi. Eu am fost Dushman. La revedere!